găsit, Connie, bun găsit, dragilor, o nouă conversație ontologică cu o temă care, să-l parafrazăm puțin pe Caragiale, arzătoare la ordinea zilei, timpul, ce facem cu timpul, cum îl organizăm, cum putem să scăpăm de tentativa de a amâna lucruri, de a rata lucruri, teama de a rata lucruri, cum putem să ajungem să facem toate lucrurile pe care ni le dorim în aceleași 24 de ore pe care fiecare dintre noi le are. O conversație în care vreau să punem lumină pe anumite aspecte care ne vor ajuta să ne împăcăm mai bine noi cu timpul nostru. Mm-hmm. Ok. Salută, Clementina! Știu că tu ai un curs fabulos, Time Master. Este un curs pe care eu l-am făcut în 2012, cred, sau chiar, nu, da, 2012, în septembrie, și care m-a ajutat la momentul respectiv să nu mai întârzi la întâlniri. Deci ăsta a fost primul impact pe care l-aveam. Cumva, deși întotdeauna mi-a plăcut ideea de punctualitate, înainte de momentul cursului devenisem o persoană care întârzia la întâlnit, motivând în principal că am un copil mic, că nu mă mai descurc cu timpul, cum mai am. Probabil că auzi în curs foarte des povești de genul acesta. Da, așa este. Ce se întâmplă în cursul tău? Ok, vezi, în mod logic, toți noi avem niște idei de ce nu avem și ce ar trebui să facem. Gândim logic, nu? Acum tu logic ți-ai spus ție, am un copil mic, am prea multe lucruri de făcut și într-un fel ai justificat faptul că tu vei întârzia. Așa? No, eu pot să vin și un alt om poate să vină, eu nu sunt așa de deșteaptă, nu am reguli și nu am niște liste. Un om științific, un om deștept poate să vină să spună, păi trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și e o listă de lucruri care fac sens și pentru tine, știi? Au sens și pentru tine. No, ideea este că în cursul de Time Master vin oameni care deja au avut contact cu educația ontologică și ce facem? De fapt, începem să ne uităm ca și cum ai desface un ghem de ață încălcit. Începem să desfacem acest ghem de gândire încălcită care e greșită, care are ca consecință acele lucruri care ție nu-ți plac, că le faci în relație cu timpul. Deci, ce fac oamenii care nu au, care au o anumită gândire încălcită cu timpul? Ce fac? Cum experimentează în viața lor? În primul rând, o insatisfacție continuă. Fac un lucru, l-au terminat, nu se pot bucura de rezultatul acelui lucru pentru că au sărit la următorul lucru pe care trebuie să-l facă și apoi la următorul lucru pe care trebuie să-l facă, următorul lucru. În permanență fiind într-o lipsă, într-o experiență, într-o trăire de lipsă, că trebuie să le facă, că trebuie să le facă și este o hăituire undeva la un nivel subtil că tu, dacă o să lucrezi cu o intenționalitate rapid și mult, ai să ajungi să termini tot ce ai de făcut. Acest lucru este acest gând este atât de pervers și atât de prezent la absolut toți oamenii că este înfricoșător. Este înfricoșător efectiv. Deci, cu ce se mai confruntă oamenii? Cu acest gând că dacă lucrezi mult o să le faci, nu? Cu ce se mai confruntă? Cu povara lucrului. Cu povara lucrului. Cu ce se mai confruntă oamenii? Așa cum spuneai tu, întârzie. Nu-și onorează acordurile, fac promisiuni în aer, da? Eu îți spun ție, până vineri o să faci chestia asta, nu-i așa? Și tu ai zis, da, o să fac chestia asta, dar tu știi că nu o să faci asta pentru că ai alte lucruri mai arzătoare. Și apoi o să vină vineri și o să spui, da, ce o să mă fac acum că nu am făcut chestia asta și că mi-a timp și presiune pentru tine, presiune pentru mine. Oamenii se confruntă foarte mult cu lipsă de eficiență. Oamenii se confruntă foarte mult cu faptul că nu țin minte tot ceea ce au zis că să facă sau ce le-au cerut alții să facă. Și la urma urmei, dacă te uiți un piculeț, Clementina, poți să stai acolo pe scaunul tău și te întrebi. Eu la 14, 15, 16, 17, 18 ani, când așteptam să ies în viață, la asta nu mă așteptam că o să ajung. Asta este viața? Așa este viața sau este ceva în neregulă cu mine? Că viața nu poate să fie așa. Viața trebuie, sau cel puțin ți-ai imaginat-o, dulce, empowering, puternică, vitală, cu lucruri pe care le rezolvi, cu sănătate și cu bucurie. Nu? Probabil, a?
Așa? Da. Și apoi te uiți că ești un șoarece hăituit într-o cușcă care se învârte, 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 și cu cât face mai mult, cu atât are mai mult de făcut și nu ajunge să termine. Asta este cu ce se confruntă toate ființele umane. A, păi sunt unii care îmi spun mie că sunt zen. Oh, zen, eu nu. Eu nu fac chestiile astea. Zi, da, da, da. Tu nu faci chestiile astea pentru că tu le-ai băgat odată sub covor ca să nu le vezi, să nu te confrunți cu ele și tu zici că ești zen. Nu ești. Că această realitate, această gândire greșită produce la tine același rahat ca la toată lumea, doar că tu te faci că nu o ai, că nu o vezi. Tu trăiești în zen. Tu trăiești pozitiv, între ghilimele, da? E o bureală. Acest munte de conversații și de făcut și de făcut și de făcut este în cărca fiecărui om, de fapt și de drept. Și aia este ce ne dă experiența asta de hăituire și de viață trăită pe fugă și copleșiți de putere. Acum, ce am făcut eu cu tine a fost să-ți spun cam cu ce se confruntă oamenii când participă la cursul ăsta. Deci împreună distingem, împreună ne uităm și scoatem la iveală tot ce au ascuns sub covor. Le scoate pe toate. Și în conversația care are loc, ți se desfac niște noduri. Știi că la cusut, când tu coși și se fac niște noduri de alea pe care le întinzi, se desface ața spre satisfacția ta și că nu se rupe? E, așa se întâmplă în cap, dintr-o dată se desface. Și începi să ai o claritate și o lumină. No, începi să te gândești. Încep să-l vezi, încep să relaxezi. Știi, am avut în ultimul curs de Time Master, am avut o fată de 18 ani din Cluj. A venit să facă cursul de photoreading, dar a venit o zi înainte să facă și cursul ăsta. No, ai putea să spui, ce vreau un copil de 18 ani, scuză-mă, ce caut aici? Și la cursul de photoreading, în ultima zi, am împărtășit tuturor, le-a spus tuturor din curs, că în prima zi de curs de Time Master a avut o senzație extraordinară, uluitoare pentru ea. A simțit cum i s-a luat o povară de pe umeri. La 18 ani ieșea în așa zisa viață, știi, ca și cum acum n-are o viață. Și cu ce și ce avea în spate, ce avea pe umeri? O povară deja. Cum poți să trăiești o viață cu povară? A, intri în cursa de alergătură. Nu? Aceea a tuturor. Te obișnuiești cu ea, ți se pare firească, o vezi că și ceilalți o au. Nu e absolut. Așa e viața, asta devine viața. Și așa? Da. Și așa devine o normă pe care da. O trăiești pentru că nu găsești da. O cale de scăpare. Și să simt, ce ai spus tu este foarte puternic. Fiecare om alege să facă, să se raporteze la ce ai spus din aur diferit. Unii spun că vor să devină responsabili și atunci fac din ce în ce mai multe și ignoră familia și ignoră totul ca să facă, iar alții sunt dați pe spate și devin eșecuri. Da, zic. Dar există și o a treia cale. Da. Cred că fiecare dintre noi avem momente în care avem șansa cumva să ne trezim. Da. Este ceva în noi care se aprinde, fie că ai auzit o idee. Da. Vine un moment în care poți să vezi o posibilitate pentru tine de a face lucrurile diferit. Da. Și asta nu vine doar o dată, pentru că poate prima dată când vine, nu vezi. Sau în continuare ai o conversație că este prea greu, că este prea mult, că nu ai resurse. Dar cred că viața are tot timpul o manieră de a ne surprinde cu momente în care avem șansa să ne trezim. Da. Cel puțin așa am observat. Fiecare are moment. Acum, cred că în fluxul ăsta al vieții te mai trezești, mai adormi, te mai trezești. Cred că devine important cum te menții treaz cât mai multă vreme și prezent. Și aici, mie, mă rog, poate e... întotdeauna m-am dus către momentele alea care mă trezesc, către elemente pe care pot să mi le aduc în viața mea, de făcut, care să mă țină bucuroasă, vie, trează. Vreau să fac o împărtășire despre cursul de Time Master. Merg în cursul de Time Master pentru că, evident, atunci avea un nume diferit, dacă îi zicea eficiență și productivitate. Evident, ca antreprenor aveam nevoie de cât mai multă eficiență, de cât mai multă productivitate. Și spre marea mea surprindere, nu am învățat o tehnică. Nu am învățat o metodă. Nu am plecat cu o listă de lucruri de făcut.
Și mai surprinzător a fost faptul că a fost un punct în care a trebuit să mă uit la totalitatea lucrurilor pe care eu le vreau în viața mea. Și era ceva la care nu mă mai gândisem de foarte multă vreme. Le aveam în cap pe toate, am putut să recunosc că le aveam în cap pe toate. Poate unele dintre ele, tocmai pentru că le aveam în cap, nu mă lăsau să fiu productivă în alte zone, pentru că ele rulau în mintea mea ca un program care spunea tot timpul: îți dorești să dansezi sau îți dorești, îmi doream foarte mult să învăț o limbă străină sau, mă rog, o altă limbă străină decât cele pe care deja le știam. Și mintea mea rula într-una, la finele fiecarei zile, iar n-ai făcut nimic pentru acest vis al tău. Și acum, în curs, eu am găsit o cale să îmi pun din ce în ce mai multe. Nu vreau să povestesc eu despre ele, pentru că nu vreau să le stric surpriza celor care vor participa, însă aș vrea să ne spui cum e posibil lucrul ăsta, ce face posibil din conversația din curs ca oamenii să-și revizuiască viața, să-și o reorganizeze, să-și pună poate altfel prioritățile. Ce este extraordinar, Clementina, și îți mulțumesc pentru împărtășire, ce este extraordinar la noi ca ființe umane este că noi avem abilitatea să ne schimbăm felul în care ne uităm la lucruri. Când tu ești prezentă, că ai un fel de a te uita la lucruri care îți dă rezultatele pe care tu nu le upgradezi, care te împovrează. Dacă tu vezi gândirea care îți dă viața pe care o ai și afli în curs că nu-i nimic în neregulă să te uiți la, din alt punct de vedere, tu în curs începi să te uiți și să explorezi cu alte puncte de vedere. Nu este că trădezi punctul tău de vedere obișnuit care îți dă viața pe care o ai. De fapt, tu ai acces ca om la oricâte alte puncte de vedere pe câte vrei să iei. Ai. În curs, de fapt, distingi cum ți-ai format acest fel de a gândi, că el nu reprezintă realitatea decât pentru că i-o dai tu. Tu spui, este greu și este copleșitor. Tu spui. După ce, când ajungi în curs, începi să vezi că poți să pui lucrurile alea altfel, să te uiți la ele altfel. Și odată ce le pui altfel, dintr-o dată ești liberă de povara lucrurilor. Ce s-a întâmplat, de fapt? N-ai schimbat lucrurile. Nu le-ai diminuat. N-ai zis, nu le mai fac. Ce ai schimbat? Modul în care te uiți la ele. Și când vezi care este beneficiul fabulos al modului ăstuia nou sau alt mod în care te uiți, evident că ai să vrei ce-ți oferă acest nou mod de a privi. În cursul de fotoring, în cursul de Time Master pe care îl fac acum, promisiunea fermă este că la finalul cursului tu ai să ai viața plină de putere, libertate și pace sufletească. Ce faci tu cu putere, libertate și pace sufletească? Păi faci incomensurabil mai mult decât făceai înainte, când aveai povara muntelui aluia de chestii de făcut în spate și când alergai cu limba scoasă, însetată și amărâtă și aplatizată, să faci cât mai multe. Deci este o schimbare radicală de gândire. Dar nu vine pentru că este mai bine să faci asta și lupți împotriva propriei tale persoane sau propriei tale gândiri sub nicio formă. Nu este niciun fel de luptă sau contradicție sau contrast sau forțare. Este pur și simplu o explorare și te uiți. Păi eu fac mult mai multe lucruri când sunt liberă și puternică și am în pace sufletească, fac mult mai multe lucruri. Ah, ok, păi atunci am convine să stau aici. Bineînțeles, atunci, mută-te. Deci depinde de noi și este vorba doar de discernământ care se face în contextul unei conversații. Nu primești reguli și nu primești nimica, pentru că nimeni nu poate să știe mai bine decât tine cum să faci lucrurile, doar că este totul dintr-o altă perspectivă. Asta e fabulos. În educație ontologică, accesul la o altă perspectivă îți dă o viață așa cum ți-o dorești. Nu-i fascinant? Fascinant. Mi-aduceam aminte acum momente pe care le-am trăit în curs, pentru că, într-adevăr, voiam să plec de acolo cu eficiență și productivitate, ca și când ar fi fost, nu știu, două mere pe care puteam să mi le pun în coș și să le duc acasă. Ce s-a întâmplat a fost că am descoperit tot acel munte de lucruri pe care stăteam, sau, de fapt, care stătea deasupra mea, pentru că eu nu eram în vârf, eu eram undeva îngropată, da, foarte adânc. Și
De atunci n-am mai simțit neapărat că nu am timp, decât în momentele în care, într-adevăr, am ignorat. Când n-ai fost prezentă. Da, în momentul în care m-am dus foarte mult în făcut task-uri, exact ce spuneai mai devreme, să îl fac și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, fără să fiu prezentă este cuvântul, la impactul pe care îl au toate lucrurile pe care, dacă le pun prea multe pe o farfurie, la un moment dat se varsă, este evident, farfuria e limitată, la fel și ziua și timpul este limitat. Au fost momente în care culmilor este în momentul în care nu ai timp sau ai senzația că nu ai timp, să-ți rupi timp pentru tine. Și aici eu, cum să zic, întotdeauna m-a amuzat o anecdotă cu un călugăr sau nu știu dacă e proverb sau o vorbă inspirată din budism, care spune așa, că un om are nevoie de 30 de minute de meditație în fiecare zi. Un om aglomerat are nevoie de o oră. Și ideea de a-ți rezerva un timp mai mare pentru tine pare cumva contraintuitiv. Adică cum să-mi iau o oră pentru mine într-o zi când am muntele ăsta care trebuie sortat și... Da. Ce se întâmplă când ne luăm timp pentru noi? Ca să poți să-ți iei timp pentru tine, trebuie să ai discernământ. Deși ai abilitatea sau mecanismul sau mașinăria care să-ți dea discernământ, nu-l folosești pentru că nu ai cum să-l folosești. Pentru că noi cu toții suntem hipnotizați de o conversație eronată, de o conversație greșită, care ne dă viața hăituită pe care o avem acum. Da. Și ce facem noi? Le dăm și copiilor noștri, pentru că îi spunem și lui, nu vezi, Doamne, noi suntem acum eficienți, trebuie să gestionăm o groază de lucruri, inclusiv copii, și atunci le spunem și lor ce trebuie să facă, când să facă, cum să facă, unde să facă și stă în călare pe ei. Deci, practic, le inoculăm aceeași gândire greșită ca să vii intre în masa de hăituiți, de moarte, cum suntem cu toții. Ajungi să te trezești că ești la pensie, nu știi când dracu ai trăit, bine, mă rog, dacă nu ești la stat și dorm pe tine și faci bacșișuri, asta e cu totul altceva, n-are legătura. Da, ok. Deci ideea este că, cum spune Dayananda Sarasvati, singurul lucru care ne dă realitatea este gândirea noastră. E gândirea noastră. Dacă tu ai niște rezultate în viața ta sau o trăire anume, sau niște experiențe și niște efecte greșite pe care nu le vrei, este pentru că ai o gândire greșită. Corectează-o. E cum o faci de unul singur? Nu poți să o faci de unul singur. Vezi tu, Socrate spunea că el era moașă. El era, se considera moașă. De ce? Pentru că scotea copilul, dar el nu făcea decât să-i mijlocească ieșirea în lume, nu putea să ia credit pentru cine era. Ființa umană are tot ce-i trebuie să deschide ochii. Da, puțini oameni, cum spuneai tu mai devreme, au acest moment de trezire. Trezirea asta este să te gândești că tu nu știi tot adevărul, Dumnezeu nu ți-a dat ție pe muntele Sinai lista regulilor și lista cum este realitatea. Nu ți-a dat-o, ți-a dat liber arbitru. Ți-a zis, nu fura, nu ucide, nu asta, na-na-na, și până ți-a dat liber arbitru. Nu? Deci tu ai acces, tu poți să ai, dar trebuie să fii îndrumat. Și îndrumarea asta nu este logică, nu este rațională, nu este matematică, nu se bazează pe rațiune. Nu? Îndrumarea asta se bazează pe dezvăluire de unul singur. Nu spun eu ție să faci asta și tu faci asta. În conversația pe care o am cu tine, tu începi să-ți deschizi capul și să vezi singură. Apoi ce vezi și îți convine, îl iei. Și ce vezi că nu-ți convine, îl lași la o parte. Este o mare, mare onoare să se întâmple o astfel de conversație în care tu singur vezi, în primul rând, cine sunt eu să spun ție că tu nu ai tot ce trebuie. Ba da, ai tot ce trebuie, doar că nu vezi. Și asta o știi și tu. De ce? Pentru că viața ta o reflectă. Așa? Știi, vreau să-ți împărtășesc un lucru. Datorită faptului că mă antrenez în această educație și că ea reprezintă pentru mine, știi, sângele care crește prin venele mele. Așa este. Pentru că eu nu știu cum aș fi trăit dacă nu aveam distincțiile Time Master. Și le-am de 30 și ceva de ani. N-am idee cum trăiesc oamenii. Într-o ceață și o nebuloasă și un prea multe de făcut. Nu am idee. E aplatizant doar gândul. Deci nici măcar nu mă uit. No. Am avut o întâlnire cu o tipă, directoare de HR, foarte mare, 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 mare sculă, la o foarte, foarte mare, mare, mare companie. Așa.
Și ne ducem să bem o bere după ianuarie, după 31 decembrie, începem să bem o bere la o crâșmă undeva, la un subsol undeva. Am intrat acolo că, pe Calea Victoriei. M-a invitat ea, hai să mergem. Nu-mi plac subsolurile, trebuie să împărtășesc asta pentru că, mă rog, e tabloul. Intru în subsolul ăsta, multă lume, mult fum, multă muzică, super tare, ceva de nemaipomenit. Ok, mi-a o bere să mă amețez repede să suport subsolul, după care începe să vorbească tipa. Și că ce o să facă, ce o să dragă, unde să duce anul ăsta, are 3-4 planuri de călătorie, de vacanță și nu știu ce. Și vorbește. Și bineînțeles, cu ascult, cu plăcere, mi-e prietenă, discutăm. Nu, e frumos, nu? Când ești cu un prieten și vorbește. Sunt foarte o bună ascultătoare. După care, ea mă se oprește, termină cu toată povestea ei și mă întreabă, cam după vreo jumătate de oră, Connie, și dar tu unde te duci în vacanță anul ăsta? Băi, Clementina, am rămas mută. Nu m-am gândit că o să am o vacanță așa, dar știu că am vacanțe, bine, nu vacanță n-am. Și am rămas mută. Și ce a fost fantastic este că întrebarea ei m-a făcut pe mine prezentă la ceva. Ce mi-a venit pe gură? Nu știu de unde ieșea, dar ieșea de la mine, da? I-am spus, draga mea, zic, fii atentă, nu-i spun numele, zic, fii atentă. Eu nu mă duc nicăieri în vacanță pentru că toată viața mea e o vacanță. Tot ce fac e o vacanță. Și când mi se pune pata să mă duc în nu știu unde, mă duc acolo și probabil că o să mă duc în India. Și atunci am realizat că în momentul în care devii stăpân pe gândirea ta și, și ai distințiile astea, cum gestionezi lucrurile, viața ta nu este împărțită în vacanță și muncă. Viața ta este viața ta și te bucuri și ești în vacanță făcând absolut orice. Și poți să întrerupi absolut orice, să faci orice altceva când vrei să faci altceva. În concluzie, am o viață de vacanță. Toată e o vacanță. Iar gândirea asta nu mă obosește și nu mă face să fac acum, uite, fac asta și până mă duc în vacanță. Și când mă duc în vacanță, ce fac? Nu știu. Trebuie să mă gândesc că trebuie să fiu bucuroasă la nivel de vacanță. Ce chestie! E doar corectare de gândire, e doar explorare de gândire și nu este că, uite, acum sunt o cioară neagră și o să-mi pun niște vopse albă pe mine ca să mă fac că sunt... Nu-mi pun o gândire a altcuiva. Explorez cu propria mea gândire din distințiile pe care le are această educație. Cum se pare? Alegi și tu să fii în vacanță tot timpul? Sincer, nici eu nu am pus de foarte mulți ani problema de vacanță. Da, îmi doresc călătorii, îmi doresc experiențe, nu neapărat vacanță, pentru că cumva fac ceva care îmi place și care mă încarcă de energie. Și prin urmare, nu mi-am mai... Da, am vacanțele copiilor, care sunt în mod tradițional niște perioade fixe, pentru care planificăm lucruri. Dar am această binecuvântare și bucurie de a face o muncă în care îmi găsesc sens și energie. În care trăiești pe deplin. Și atunci nu e vorba de vacanță, este vorba despre a trăi pe deplin făcând una, apoi făcând alta, apoi făcând alta, apoi fiind nu știu pe ce munți, nu știu unde și fiind pe nu știu ce vale undeva. Dar calitatea vieții tale nu scade niciodată, este la fel, ridicată. Mi-aduc aminte și momentul din curs în care în curs mi-a fost mult mai clar care sunt momentele care pe mine mă amorțesc. Aha. Pentru că, pe de-o parte, cumva am primit niște informații foarte devreme în viața mea și m-au ghidat. Am cunoscut oameni care mi-au arătat diverse, tu le spui, puncte de vedere din care pot privi lucrurile, da? Pe măsură ce am întâlnit oameni care experimentaseră, am putut să îmi aleg lucruri care să funcționeze pentru mine. Totuși, foarte multe momente în care lucrurile vin peste tine, pentru că orice muncă ai avea, fie că ești antreprenor, fie că ești angajat, la un moment dat simți că lucrurile nu mai depind de tine, pentru că este cineva în exterior care vine și spune un vraf de dosare de rezolvat. Gen, dacă ești antreprenor, de obicei vine statul care schimbă regulile, unde iarăși ai un maldăr de lucruri. Le considerai puse la punct, acum s-au schimbat regulile. Deci nu e ca și când neapărat antreprenorii pot să facă doar ce vor. Totuși, fiecare dintre noi, angajat sau antreprenor, poate să aleagă, da? Pentru că ai spus, avem liber arbitru.
cum facem alegeri sau cum ne dăm seama că avem alegeri de făcut, pentru că de fapt cred că o parte este că la un moment dat pierdem această conștientizare că noi suntem liberi să alegem. Îl punem pe trebuie, îl punem pe trebuie și de acolo rezultă lista cu lucruri de făcut. Cum ne reamintim că suntem liberi? Tu știi să mergi pe bicicletă? Știi să mergi pe bicicletă? Îți aduci aminte când ai învățat să mergi pe bicicletă? Da. Câți ani aveai? 5 ani jumate. E în regulă. Cine te-a sprijinit? Cine te-a ajutat? Da. Ce bicicletă era? O bicicletă roșie cu cauciucuri albe. Era pentru copii sau era mare, de pentru oameni mari? Nu, era pentru copii. A, bine. Am încercat să merg la 5-6 ani, la 6 ani, nu, 6-6 ani, 7 jumate, 7-6 jumate, 7, pe bicicleta unchiului meu, care era bărbătească, cu cadru, ce, o vechitură ruginită. Tu ai învățat să mergi pe o bicicletă ca lumea. Spune-mi și mie, te rog frumos, te-ai urcat, ai căzut, el a ținut bicicleta, nu-i așa? Da, ținea bicicleta, îmi spunea un pic să mă uit înainte, nu știu, îmi dădea niște instrucții. Nu te uita la picioare, uită-te înainte, ai încredere, te țin eu, dă-ți drumul. Da. Ok. Da. Îți aduce aminte momentul în care ceva din interiorul tău a explodat în tine într-o cunoaștere, recunoaștere, în care ai ținut, te-ai ținut în echilibru? Cred că mi-aduc mai degrabă aminte momentul în care am constatat că mergeam și că el nu mă mai ținea de mult. Da. Am căzut. Și ai căzut. Da. Am căzut. Aha. A fost o uimire. Da, a fost o uimire că mergeam singură. A fost o uimire. Din tine ceva mergea la perfect, era perfect, era un echilibru perfect, o îmbinare perfectă cu ființa ta. Era un abandon și dintr-o dată ai făcut cunoștință cu echilibru pe bicicletă. Da. Așa? Poți să-l explici? Nu încerca. Nu încerca. Să nu încerci. No, fii atent. Einstein a primit într-o fracțiune de secundă ceva ca timp atemporal, fără timp. Viziune, o viziune a lui că l-are pe o rază de lumină. No? Ce logică are? Niciuna. Niciuna. Poți să explici? Nu. Ce a primit el din această, din această viziune de atemporal? Ce a primit? A primit viteza luminii? Pentru care? Pentru a fi explicată, transmis mai departe învățătura aceea? S-au făcut zeci de volume materiale care se predau la facultate în mod intelectual. Da? Logic. Acum oamenii le pot citi și învăța despre viteza luminii? Dar Einstein a primit-o într-o fracțiune secundă, în ceva care nu ai cum să înțelegi, așa? În concluzie, nu ai cum să înțelegi ce se întâmplă când tu schimbi o paradigmă, dar o trăiești. Ok? Vreau să-ți zic că să-ți împărtășesc un lucru și poate să facă o diferență. Trebuie să fii în primul rând dispus când participi la un curs de educație ontologică, să fii dispus să nu bagi la înaintare toată deșteptăciunea ta de până acum. Și să o lași la o parte și să consideri lucruri noi. Am zis să consideri, nu să ți le iei ca prostul și să le pui pe tine cu forța. Acum vreau să-ți fac o împărtășire pentru că vă face diferență în loc să vorbesc logorei și să nu înțeleagă nimeni nimica, pentru că nici măcar eu, adică aș putea să spun niște chestii, dar nu pot să le, nu fac diferență. La începutul anului 2000, nu, în anii 2000-2001, ceva de genul, am fost invitată la Londra să fac un curs, da? Evident, eu lucram eu eram parte din Landmark, adică eu eram, făceam asistență, eram o persoană care își dăruia timpul, nu lucram pentru Landmark, nu eram Landmark, ci pur și simplu, din dragostea mea pentru această educație, eu vorbeam cu toată lumea pe care o cunoșteam eu să le spun că există o educație care îți dă acces la tine însuți. Okay? Și mă invită pe mine la Landmark să fac un curs și mi-l oferă gratuit. Sunt măgulită, am fost complet măgulită, stai seama, stai puțin, ce onoare, ha? Așa am gândit-o. Da. Când ei m-au invitat pe mine acolo, eu aveam această firmă fantastică, făceam bani, am primit o hârtie de recunoaștere în domeniul business-ului ăluia, aveam o hârtie de Ministerul de Finanțe prin care eram pusă printre primii oameni din lume, din țară de la noi, care făceau cel mai bun profit, care au dat cel mai bune taxe, niște aburel de alea. Deci aveam această firmă extraordinară, capul îmi zbârnâia, aveam fundația pentru autocunoaștere și dezvoltare personală prin care eu îmi scriam oameni la Landmark și făceam asta, în cursurile de Landmark. Și ghiși ce se întâmplă.
primesc acest telefon și sunt măgulită. De ce sunt măgulită și de ce accept să mă duc? Pentru că sunt măgulită. Pentru că în capul meu, eu conduc un business mare, sunt deșteaptă foc. Conduc și această fundație pe care am creat-o, sunt și mai deșteaptă. Am și o familie și uite la mine cât de sculă sunt. Da? În capul meu era de netăgăduit faptul că eu făceam dovada că sunt un om care folosește tehnologia aceasta ontologică spre bine. Bineînțeles că aveam dovezi multe. Ok. Dar lucram și 5 din 5 zile și pe urmă în weekend mă fofilam la lucru că business-ul nostru, luam copiii, ne ceam la mâncă, să mâncăm împreună și mă mai băgam în birou sâmbăta, în timp ce soțul meu bea o bere cu prietenii. Deci mă fofilam mereu că eram ahtiată și eram dependentă să fac lucrurile, să funcționeze, să gestionez oamenii. Eram așa de deșteaptă, știi? Vorbesc cu ghilimele aici, că nu mă dau așa, nu mă dau mare, că n-am nevoie, că știu că cine sunt. Ok, deci crâna mea, Clementina, în capul meu nu putea să mai fie altceva în plus. N-aveam cum, că era totul prins. Eram extraordinar oricum. Și eu fac această măguleală, mă prinde această măguleală și sunt de acord să mă duc să fac ce trebuia să fac cursul datorită acestui lucru. Nu pentru că ar mai fi fost timp, nu pentru că eu aș fi putut să fiu mai eficientă, pentru că eram și că nu mai putea să intre nimic nicăieri. Clementina, îți jur, eu asta o simt pentru mine ca o realitate incredibil de împuternicitoare. Când am terminat acel antrenament, Clementina, am început să lucrez 2 ore pe zi, să fiu mai eficientă, să-mi țin personalul mai viu, mai puternic, mai antrenat, mai angajat și mai responsabil, să meargă firma mai bine decât când lucram 7, 8, 9, 10 ore pe zi. Și când după ce terminam, mă duceam la 8, la 10 traversam strada, mă duceam la fundație și la fundație ce am făcut? A explodat totul, în sensul că în care am primit toate cursurile din partea Landmark să le facem în România, în timp ce eu făceam toate înscrierile, în timp ce am pus România pe harta acestei corporații în lume, făceam seminarii seara, conduceam cursuri în weekend, aveam familia, mă simțeam mai bine, trăiam mai bine, aveam concediile astea petrecute cu soțul meu și copiii mei. Ce să spun? Și stau și mă gândesc, și acum mă gândesc eu ca să mă gândesc. Ce am făcut diferit? Ce am aplicat? Și nu pot să-ți spun, fata mea. Pentru că nu pot să-ți spun. Nu pot să-ți dau o listă. Ceva în capul meu, în felul în care eu mă uitam la lucruri, a fost complet shifted, în engleză se spune, mutat de aici aici. Păi, stai puțin. Ori de câte ori o iau pe aratură și intru din nou în mașinăria de a face și nu mă simt împlinită și mă simt copleșită, că normal sunt ființă umană, bag botul mereu în țarcul ăla, nu? Îmi aduc aminte și mă scot de acolo. Și viața asta este. Nu te-ai inoculat cu un chip în căpățână și acum ai devenit un bun robot de a face lucruri multe și bine și te simți bine. Nu. Viața este despre conștientizare și inconștientizare. Deci ești prezentă, dormi pe tine, te trezești, dormi pe tine, te trezești, dormi pe tine, te trezești, dormi pe... Asta e viața. Și cu cât te trezești mai des, cu atât dormi pe tine mai puțin. Și este fantastic, nu? Ai primit ceva din asta? Ai primit din ce am spus? Da. Pe pielea mea știu că nu există limită. Pe pielea mea știu. Totul e să renunț că le știi pe toate. Deci un prim pas, că eu simt nevoia să fac rezumat. Pentru frumos. Așa, primul pas ar fi să ne uităm ca niște oameni care nu știm totul. Socrate se pare că a spus singurul lucru pe care știu este că nu știu. Da. Ce fantastic! Primul este să acceptăm că poate să existe și altă realitate decât cea pe care o vedem. Asta e trezire deja. Da. Și să ne ducem un pic măcar să o gustăm, să o experimentăm. Da. Să ne lăsăm purtați, după care noi oricând avem posibilitatea, pentru că avem acest liber arbitru, să revenim la starea care ne convine cel mai mult. Dacă îți convine să fii adormit, este absolut ok. Da. Și fii atent, să fii adormit, să dormi pe tine, să mergi în reluare, să mergi așa cu ochii glazurați și să te plimbi prin viață. Este total ok. Mi-aduc aminte doar o exprimare a unui lider mare de educație ontologică, care mi-este și prieten, și care a spus, vis-a-vis de această adormeală, liniște, vai, știi, ce am vorbit acum?
a zis așa, și dacă te uiți cu atenție, pe pământul acesta sunt o groază de oameni care se antrenează să fie morții perfecți. Când vor muri, vor avea multă practică, n-a nu se mișca. Păi, precis, nu o să întoarcă nici pe partea, nici pe alta. Ok? Eu mă antrenez să fiu trează mai mult în fiecare zi. Și e totul legitim, oriunde sunt oamenii, nu-i nimic de criticat. Nu-i nimic de criticat. Acum, ascultându-te, de fapt am mai identificat încă un lucru pe care oamenii pot să-l pună acolo să-l facă, și anume acel proces de invalidare. Am stat 3 zile degeaba. Da, am un proiect important, am stat 3 zile degeaba pentru că nu contează. Am o listă întreagă de justificări pentru care am stat degeaba. Evident, proiectul e important, trebuie să-l termin la o anumită dată. Ceea ce vine și pune încă o piedică este acela de a te invalida pentru faptul că ai stat degeaba. Nici nu te bucuri de faptul că ai stat degeaba, când ai putea să zici, ok, stau degeaba. Ce absurd, da? Ce absurd! După care mă apuc și fac ce am de făcut ca să termin lucrurile la timp. Da. Deci, să practicăm să fim treji cât mai mult timp, să nu ne mai invalidăm. Ca să practici că te trezești să fii treaz, trebuie să știi ce înseamnă. Asta cu ochii deschiși nu înseamnă să fii treaz. Așa. Să căutăm momentele care ne trezesc, să căutăm experiențele care ne dau această șansă să... Așa. Acum trebuie să punem, să mergem la curs, la cursul care ne folosește. Așa, și să fim în prezența oamenilor care ne pot sprijini să fim să fim treji. Da. Și cumva eu am zis la un moment dat, mi-am zis mie să fac pace cu timpul. Să nu mai fim într-un război în care fiecare minut trebuie să fie contabilizat, fiecare minut trebuie să fie valorificat. Nu e o luptă pe câte bife am pus la finele zilei, ci mai degrabă e o experiență pe care pot să ne ofer în fiecare zi. Dacă devii prezent la faptul că tu existi, dacă devii prezent la faptul că ai o viață, okay? Și încep să devii prezent la asta, vei pune lucrurile în perspectivă. La un moment dat în viața mea, eu conduceam această firmă mare pe care o aveam și conduceam Landmark și toate astea. Și de revelion mă duceam la biroul meu și mă așezam în fața unei hârtii cu un pahar de vodka și tonic. Îmi plăcea la nebunie vodka tonic, acum nu mai beau deloc, dar atunci beam. Și mă întrebam, oi, unde s-a dus anul ăsta? Și anul zbura, adică eram acum în 31 decembrie și pe urmă eram din nou 31 decembrie și mă întrebam unde era. Și odată am fost șocată de faptul că ce am văzut eram că eram mândră de cât de grozavă sunt, de cât de bine gestionez lucrurile, de câte lucruri fantastice am făcut, câte am rezolvat, cum a mers firma, bla, bla. Și dintr-o dată am văzut că eram foarte mândră când aveam foarte multe lucruri de făcut, pentru că mi-arătam cât de deșteaptă sunt și cât de puternică sunt. Da? Și apoi m-a apucat râsul. Și apoi am văzut așa, în râsul ăsta am văzut că pe mormântul meu avea să scrie aici zace un foarte bun manager. Cât de jalnic poate să fie. Nu spune, aici zace cineva care a fost prezent că există și s-a bucurat de fiecare moment din viață. Nu, eu eram un câine de la care alerga să facă lucruri. Deci te întrebi, ce mă inspiră pe mine? Să fac cât mai multe lucruri sau să fiu? Ideea este următoarea, poți să fii făcând mai multe lucruri. Și atunci, cine sunt eu astăzi? Astăzi dansez cu viața. Și în acest dans cu viața pot să lucrez, să fac o groază de lucruri și pot să-mi bag picioarele, să mă duc să cas gura la pom. Pot să fac orice. Evident, vine cu responsabilitate și când ești prezent nu trebuie neapărat să te cași gura la pom, pentru că chiar dacă faci ce faci, cine ești tu astăzi este cineva în dans cu viața. Eu zic să încheiem conversația de astăzi în dans cu viața, pentru că este un final... un final potrivit. Vă invit să vă înscrieți la cursurile de Time Master al lui Conny. Următorul cronologic la acest moment este cel din 29 ianuarie de la Brașov. În februarie va veni nou cursul la București, pentru că aici deja s-a întâmplat în ianuarie.
Rămânem angajați în această conversație și vă așteptăm și săptămâna viitoare. Clementina, vreau să zic că la Brașov cursul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov. Da, ok. Da, mulțumesc! Super.